Tot la întâlnirea dintre Iași și Dinamo, mai încercăm oaspeții cel puțin 4 cornere, adică Dinamo să aibă cel puțin 4 cornere. FCSB o întâlnește pe Dunărea Călăraș. Cred că e o diferență totuși mare între cele două formații, asta chiar dacă Dunărea Călăraș impresionează plăcut în startul de sezon. FCSB e echipa clar mai bună și mă aștept să câștige partida. 1-0, scor corect oricând în prima repriză, și de asemenea un handicap asiatic minus 1 dacă bate la fix un gol, primim banii înapoi. Da, și aici e o situație sperată sau o situație mai ciudată pentru antrenor, pentru că Dică a intrat în examene, ca să spun așa, sau a intrat în bac. Dacă nu trece următoarele, dacă nu depășește cu brio următoarele 4-5 partide, va fi înlocuit. Eu cred că oricum va fi înlocuit, dar rămâne de văzut. Termaștad CFR Cluj sub un gol asiatic în prima repriză. Dacă s-ar marca exact un gol, miza mea ar fi returnată. O știm pe Termaștad, o echipă care se închide sau încearcă cel puțin să se închidă foarte bine, iese până în prezent. CFR Cluj, dacă n-ar fi Țucut Dean, cred că problemele CFR-ului ar fi și mai grave. Sunt și aceste din nou discuții legate de antrenori, vezi că la noi se întâmplă chestia asta foarte des. Cred că și la Botoșani ar putea să apară discuții legate de viitorul lui Enache, pentru că... Discuții pe care ți le-am sugerat și eu, Sabin, dacă ții minte, în urmă cu mai bine de un an, când îți spuneam că Enache este doar un foc de paie, un antrenor slab, dacă mă întreb pe mine, până la urmă, Botoșani n-a obținut nimic cu Enache pe bancă. Da, n-a obținut nimic. Într-adevăr, anul trecut a avut o șansă imensă să intre în play-off. Anul ăsta nu știu dacă vor mai avea această posibilitate. Oricum, urmează un program, să spunem, ușor mai lejer, Concordia și Voluntari, apoi Dinamo. Bine, cu Dinamo meciul va fi complicat oricum, dar încă este timp ca Botoșani să-și revină. Nu are lot de loc de retrogradare sau în sfârșit unde stă acum. Are un lot suficient de bun pentru a evita cu brio retrogradarea, dar are nevoie de puncte. Botoșani, Concordia 1 cu handicap 0, cota 1.41, pentru o cotă de 2.10. Se poate încerca un Botoșan Concordia 1 și 3,5. De acord cu tine, de acord, e un pariu foarte bun. Da, eu cred că va fi o partidă în genul celei cu Herman, dar la Concordia a venit Dornel Munteanu. Eu cred că este un argument pentru ca Botoșan să obțină cele 3 puncte. Nu că Dornel Munteanu ar fi un antrenor slab, dar abia a venit... Da, oricum el vine după o perioadă tulbure, exact, la propriu și la figurat. Da, și Astra Giurgiu Gazmetan, Mediaș Gazele să câștige minimul repriză, cota 1.57, este o bătălie pentru top 6, pentru că și medieșenii acum speră la clasarea în top 6, nu vor termina acolo, dar cel puțin pentru această partidă, Astra este mai experimentată, a început și să câștige meciuri. Victoria la Dinamo probabil a încărcat-o cu, i-a încărcat bateriile de moral, așa, și Mediașul are victoria cu Universitatea Craiova, dar... La Giurgiu, oricum, punctele se câștigă foarte greu. Așa este, cam atât despre Liga 1. Vom mai reveni cu ceva comentarii puțin mai târziu. Deocamdată vă invit, prieteni, din nou pe pagina de Facebook. S-au adunat deja câteva mesaje și abia aștept să le citez. Mai multe informații despre Liga 1 găsiți și pe site-ul nostru, pariuri1x2.ro, acolo unde colegii mei au făcut avancronicile meciurilor din această etapă și au ales ponturi foarte interesante. Mergem așadar mai departe. Ca să câștigi când pariu